Doamnelor, domnilor, bun găsit la știrile eveniment. Pentru început vă invit să urmăriți titlurile ediției. Neatenția în trafic a făcut din nou victime. Trei persoane au ajuns cu tot cu mașină într-o râpă adâncă de 50 de metri din cauza unei manevre nepotrivite. O tânără de 17 ani a fost grav rănită. Accidentul rutier s-a produs undeva între localitățile Tilișca și Rod. Record de locuri de muncă vacante. Angajatorii sibieni oferă spre ocupare aproximativ 2500 de posturi. La mare căutare sunt agenții de securitate. Hoți de lemne prinși de polițiști. Infractorii transportau alt tip de lemn decât cel menționat în documentele oficiale. Transportatorii au fost amendați cu 10.000 de lei, iar lemnele au fost confiscate. Descinderi în Sibiu, Mehedinți și Brașov. Oamenii legii au vizat o grupare infracțională specializată pe spălarea banilor și înșelăciune. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Neatenția în trafic a făcut din nou victime. Trei persoane au ajuns cu tot cu mașină într-o râpă adâncă de 50 de metri din cauza unei manevre nepotrivite. O tânără în vârstă de 17 ani a fost grav rănită. Accidentul rutier s-a produs undeva între localitățile Tilișca și Rod. Polițiștii spun că autoaccidentul s-a produs în jurul orei 15 pe drumul județean 106E. Din neatenție, un șofer grăbit a ajuns cu mașina în afara părții carosabile și a căzut într-o râpă adâncă de aproximativ 50 de metri. La fața locului au ajuns de urgență o ambulanță SMURD și o mașină pentru descarcerare. Salvatorii au găsit încarcerată o tânără de 17 ani. Celelalte două victime s-au ales cu câteva escoriații și contuzii. Victima a fost transportată la spital. Polițiștii le recomandă șoferilor să dea dovadă de atenție maximă în trafic, mai ales atunci când carosabilul este ud. Record de locuri de muncă vacante, angajatorii sibieni oferă spre ocupare aproximativ 2500 de posturi. La mare căutare sunt agenții de securitate. Începutul de iulie a venit cu oferte generoase de angajare pentru sibieni aflați în căutarea unui loc de muncă sau pentru cei care plănuiesc să își schimbe actualul job. Sunt puse la bătaie aproape 2500 de posturi vacante. Majoritatea angajatorilor cer măcar studii medii. Cele mai multe locuri de muncă disponibile săptămâna aceasta sunt de agent de securitate, operatori mașini, unelte automate și semi-automate și lucrători în bucătărie. La mare căutare sunt și agenții de securitate și intervenție, dar și ambalatorii manuali, casierii, barmanii, asfaltatorii, confecționerii, electricienii, croitorii, dulgherii, vânzătorii, zugravii sau zidarii. Câteva sute de posturi vacante se adresează și muncitorilor necalificați. Se mai caută pasnici, mecanici auto, lucrători comerciali, operatorii de roboți industriali sau montatori sub ansamble. Pentru cei cu studii superioare sunt disponibile posturi în administrația publică, în spitale, în zona de vânzări sau în domeniul ingineriei. Hoții de lemne prinși de polițiști, infractorii transportau alt tip de lemn și alte cantități decât cele menționate în documentele oficiale. Transportatorii au fost amendați cu 10.000 de lei, iar lemnele le-au fost confiscate. Polițiștii de la biroul delicte silvice au desfășurat mai multe controle în zonele de păduri de pe raza stațiunii Păltiniș. Așa au dat peste hoții de lemne. Unul dintre ei transporta alt tip de material lemnos decât cel trecut în documente. În cadrul acțiunii, polițiști de la ordine publică au depistat și oprit pentru control în trafic o auto-utilitară, iar în urma verificărilor au constatat că în auto-utilitară a transportat material rotund din specia molid, iar ca urmare a controlului s-a stabilit că materialul lemnos nu corespunde ca număr de piese, ca lungim și diametre, cu cele înscrise în avizele de însoțire primare prezentate polițiștilor. Conducătorul auto a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de 9.800 de lei. Oamenii legii au și confiscat cantitatea de aproape 11 metri cubi de material lemnos. Captura a fost predată ocolului silvic din gura râului în vederea valorificării. Acțiunile de prevenire a delictelor silvice vor continua și în perioada următoare. Descinderi în Sibiu, Mehedinți și Brașov, oamenii legii au vizat o grupare infracțională specializată pe spălarea banilor și înșelăciune. Mai multe persoane au fost duse la audieri. Polițiștii mehedințeni au fost cei care au efectuat 4 percheziții domiciliare în Sibiu, Mehedinți și Brașov, în încercarea de a găsi mai multe persoane constituite într-un grup infracțional specializat pe spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în înscrisuri. Pentru a-și realiza planurile infracționale, hoții acționau prin
intermediul unor firme de construcții. La Sibiu, perchezițiile au vizat indisponibilizarea mărfurilor provenite din înșelăciuni. Anchetatorii spun că, începând cu anul trecut, 7 persoane și-au însușit cantități importante de mărfuri prin inducerea în eroare și prejudicierea a 23 de agenți economici care au acceptat livrarea cu plata la termen a carburanților auto și a materialelor de construcții către mai multe societăți comerciale. Prejudiciul cauzat în acest dosar este de 750.000 de lei. 5 persoane au fost duse la mehedinți pentru audieri. Aproape 600 de absolvenți de liceu s-au arătat nemulțumiți de notele primite la bacalaureat. Tinerii au depus contestații. Deși Sibiul a obținut cel mai bun procent de promovare la bacalaureat din întreaga țară, câteva sute de tineri s-au arătat nemulțumiți de notele primite, considerând că meritau mai mult, așa că au depus contestații. În centrele de examen, unde s-a desfășurat examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, au fost înregistrate ieri, 5 iulie, număr de 592 de contestații. Cele mai multe contestații au fost depuse la disciplina limba și literatura română. E vorba de 205 contestații, din care 137 au fost depuse la profilul real, iar 68 la profilul uman. Rezultatele finale vor fi afișate luni la ora 12. Municipalitatea montează coșuri de gunoi pentru colectarea dejecțiilor animalelor de companie. Primele astfel de recipiente au fost montate deja în mai multe zone ale Sibiului. Primăria Sibiu a început să monteze coșuri de gunoi pentru curățenia în urma animalelor de companie, care sunt plimbate pe domeniul public. Deocamdată s-au instalat 5 coșuri, mai mult în zona centrală și în parcurile din această zonă, și urmează să se instaleze diferența până la 38. Primele astfel de coșuri de gunoi au fost montate în fața fostei primării, în zona Bibliotecii Astra, în Parcul Cetății, pe Târgul Vinului și în Parcul Tineretului. În total vor fi montate în oraș aproximativ 40 de astfel de coșuri de gunoi. Restul vor fi amplasate pe Milea, pe Mihai Viteazu, pe Calea Dumbrăvii, pe Gladiolul Semaforului, dar și în Valea Aurie, Terezian, Reșița și Cireșica. Cei care nu vor curăța în urma animalelor de companie riscă să fie amendați. Pentru a introduce tipurile de sancțiune, însă, consilierii locali vor trebui să își dea acordul, cel mai probabil, la finele acestei luni. Creștere record a traficului pe aeroportul internațional din Cluj-Napoca. În primul semestru, numărul de pasageri a crescut cu 63% față de aceeași perioadă a anului trecut. Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj a înregistrat pe primul trimestru al anului 2007 o creștere record a traficului de pasageri, cargo și a numărului de mișcări aeronave comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Astfel, în primele 6 luni ale acestui an, pe aeroportul clujan s-a înregistrat un număr de 1.230.357 de pasageri, cu 63% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Asistăm la o creștere cu adevărat spectaculoasă, dar pe deplin justificată a tuturor indicatorilor de trafic ai aeroportului clujan. Este fără îndoială ceea ce am urmărit ca investițiile extrem de consistente pe care le-am făcut la acest obiectiv să genereze rezultate pe măsură, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Hoți de lemne prinși de jandarmii blăjeni au fost amendați cu 7.500 de lei, iar materialul lemnos a fost confiscat. Jandarmii din Blaj au depistat 3 bărbați ce transportau lemn fără a avea asupra lor documente justificative. Bărbații cu vârste cuprinse între 24 și 27 de ani au fost supuși în zona pădurea Cărbunari în timp ce transportau cu ajutorul unui atelaj tras de cai aproximativ 4 metri cub lemn din specia carpen, fără însă a putea prezenta documente legale de proveniență. Jandarmii au procedat la legitimarea acestora și la sancționarea contravențională a fiecăruia dintre cei 3 bărbați, cu câte 2.500 de lei în conformitate cu legea privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. Totodată, lemnul a fost confiscat, precum și atelajul Hipo, și predat în custodie la ocolul silvic Valea Pianului. S-au demarat procedurile pentru noul centru cultural din Târnăveni. Finanțarea în valoare de peste 1 milion de euro este asigurată de Compania Națională de Investiții. La Târnăveni a fost semnat procesul verbal de predare primire către constructora amplasamentului viitorului centru cultural. Finanțarea estimată la peste 1 milion de euro este asigurată de Compania Națională de Investiții, Primăria Târnăveni, urmând să asigure doar racordarea la utilități. Centrul de cultură Târnăveni va deveni cea mai importantă zonă culturală și de socializare a orașului. Aici își vor avea sediul ONG-urile culturale, Muzeul Municipal, Biblioteca și tot aici se va realiza un proiect pilot after school, unic la nivel național, unde sute de copii vor petrece
13 orele de după școală. La parter va fi o sală de spectacole de 300 de locuri, iar la etaj o sală multifuncțională pentru alte 300 de persoane. Centrul cultural va fi construit pe locul actualei piețe Obor, care va fi mutată într-o altă locație. Primarul municipiului Târnăveni a precizat că cel târziu în septembrie vor începe lucrările, iar peste un an se va putea face inaugurarea noului centru cultural. Peste 300 de jandari constanțeni vor fi prezenți pe litoralul românesc în acest sezon estival, în misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice. Jandarmii vor acționa în sistem integrat cu poliția în baza planului de acțiune Litoral 2017. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor acționa alături de polițiști în Constanța, Faleză, Cazino, Portul Tomis, Plaja Modern, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Olimp, Neptun, Jupiter, Capa Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, iar cei din cadrul grupării de jandarmi mobile Tomis Constanța, în Năvodar și stațiunile Mamaia Costinești, 2 Mai și Vama Veche. În zonele de competență, echipaje de intervenție vor fi în măsură să acționeze în cel mai scurt timp pentru aplanarea unor conflicte și restabilirea ordinii publice în situația în care aceasta va fi tulburată la sesizarea din oficiu sau la solicitare, prin intermediul Serviciului Unic Național pentru Apeluri de Urgență 112. De asemenea, jandarmii alături de polițiști sunt pregătiți să asigure măsurile de ordine la toate cu participare de public numeros, în mod deosebit spectacole de amploare, ce vor fi organizate în perioada sezonului estival pe întreg litoralul românesc. Vila în care locuiește Nadia Comăneci este evaluată la $400.000. Nadia locuiește în orașul Norman din Statele Unite ale Americii împreună cu soțul său Bart Conner și fiul lor Dylan. Proprietatea nu este una de lux, dar se află într-un cartier select. Vila are fațadă de cărămidă și a fost construită în 1992, suprafața totală fiind de 310 metri pătrați. Are 4 dormitoare și 4 băi. Nadia Comăneci s-a născut în 12 noiembrie 1961 la Onești, județul Bacău. Este prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 într-o competiție. Acest lucru s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Multiplă campioană mondială și europeană, Nadia Comăneci s-a retras din gimnastă în 1984, iar din 1989 locuiește în Statele Unite ale Americii. În 1996 s-a căsătorit cu fostul gimnast Bart Conner, cu care are un băiețel, Paul Dinan. Iubita lui Glenn s-a încercat să se arunce de la etaj din cauza acestuia, totul în noul videoclip al artistului Fără Tine. Fără tine, că știi că nu bucăți din mine și totuși vina mea aparține. Ești rău ce-o face bine. Uneori, tensiunile din relația de cuplu pot duce la consecințe extrem de dure. La fel s-a întâmplat și în cazul relației dintre Glenn, artistul cunoscut pentru hiturile În bucăți sau Echo, și iubita sa, aceasta din urmă încercând să se sinucidă, vrând să se arunce de la etaj. Toate acestea, noul videoclip al artistului intitulat Fără Tine. Compusă de Răzvan Matache, Tănase Ionuț, Filip Aurel și Cristian Udrea, piesa Fără Tine beneficiază de un videoclip regizat de Claudiu Stan și filmat într-un castel renovat din Băile Govora. Piesa Fără Tine reprezintă un follow-up al celorlalte piese lansate de mine până acum. Fiecare single a spus o poveste inspirată din viața mea de zi cu zi și nu aș putea niciodată să cânt despre un lucru pe care nu l-am trăit. Sunt foarte mulțumit de rezultatul final, a declarat Glenn. Dar ce înseamnă eu fără tine? Când știu că am rupt bucăți din mine și totuși vina mea aparține. Ești răul ce-mi face bine. Acestea au fost știrile. Nu uitați, puteți trimite imagini și informații de la evenimentele la care sunteți martori pe adresa de e-mail știri@evenimentsibiu.ro. Sunt Carmen Bădilă și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi, pe curând!